Pe 11 februarie 1979, toate agențiile de știri transmiteau informația că șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a fost înlăturat de la putere. Iranul devenea Republică Islamică sub conducerea Ayatollahului Khomeini. Mohammad Reza Pahlavi a venit la putere în 1941. Pahlavi a fost pentru unii un reformator, iar pentru alții un tiran. El a acordat drept de vot femeilor, iar în timpul său învățământul era obligatoriu și gratuit. Din dorința de a se apropia cât mai mult de Occident, șahul a schimbat calendarul islamic cu cel imperial. Astfel, în loc de a celebra călătoria profetului Mohammed la Mecca, a fost aniversată cucerirea Babilonului de către Cirus cel Mare. Această atitudine a stârnit nemulțumirea multor iranieni. Protestele au început încă din 1977 și au atins paroxismul pe 8 septembrie 1978, zi cunoscută și sub numele de Vinerea Neagră, când reprimarea demonstrațiilor a fost sângeroasă. Ce s-a întâmplat însă cu Iranul după 1979 a dat fiori reci și încă mai dă comunității internaționale.